mari emoții pentru toți elevii de clasa a 12-a. Bacalaureatul a început astăzi prin prima probă orală la limba română. Elevii Colegiului Național Țițeica s-au pregătit intens și se așteaptă la rezultate foarte bune. Destul de pregătită, proba orală la limba și literatura română am susținut-o astăzi. Pregătiți, am făcut pregătire atât la școală cât și în particular. Probele nu sunt grele, trebuie doar să ne canalizăm atenția cel mai mult pe asta și să nu avem emoții. Asta este cel mai important lucru. La ce rezultate te aștepți la aceste probe de bacalaureat? Bune, dacă nu chiar foarte bune. Profesorii sunt destul de pregătiți, astfel încât au putut să ne pregătească și pe noi la un nivel înalt, să ne aducă să avem rezultate bune și sperăm că va trece cu bine. Foarte mari emoții. Este pentru prima dată când susținem această probă și chiar dacă ne-am pregătit intens și am făcut meditații și la școală cu profesorii, încă sperăm să fie totul bine. Ce rezultate te aștepți? După multele pregătiri, sper să fie calificativul cel mai mare. Rezultatul obținut de fiecare candidat la proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă, nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis-respins, ci prin stabilirea nivelului de competență corespunzător grilei aprobate la nivel național, experimentat, avansat și mediu. Este într-adevăr prima probă și atunci emoțiile au fost puțin mai mari, dar cu toate acestea, având în vedere pregătirea lor zilnică pe parcursul celor 4-8 ani, pot să spun că au evoluat foarte bine. Câți copii au fost înscriși? La noi, de exemplu, se organizează acest examen pe clase. La prima clasă examinată au fost înscriși 32 de elevi, urmând ca după amiază să fie o altă clasă cu tot atâția elevi. Ce vă așteptați la acest examen de bacalaureat anul acesta? La rezultate? Sper să fie foarte bine. Suntem alături de ei, da? Deci trăim și noi emoțiile lor și nu putem decât să sperăm că vor fi rezultate excelente atât pentru școala noastră, cât și pentru județ și, de ce nu, pentru întreaga țară. Colegiul Național Țițeica de 4 ani se află pe primul loc în județul Mehedinți cu cea mai mare rată de promovabilitate și se poziționează printre primele locuri de licee din țară. Ne așteptăm la rezultate foarte bune, deoarece în școala aceasta se face învățământ de calitate. Copiii au început pregătirea încă din clasa 9. Anul acesta a fost intensiv. Toți profesorii care au discipline de bacalaureat au făcut pregătire suplimentară cu elevii. Deci nu avem prea mari emoții, mai ales la probele de competențe. Așteptați la rezultate mai bune decât cele din anul precedent? Am avut rezultate foarte bune și anul trecut, dar sperăm să depășim 96% promovabilitate, să ajungem la 100% anul acesta. Săptămâna viitoare va debuta cu proba competențelor digitale, iar în perioada 27-1 iulie, elevii vor susține proba orală la o limbă străină. Iată calendarul bacalaureatului, sesiunea iunie-iulie 2016, 13-15 iunie, proba orală la limba română. 15-17 iunie, proba orală la limba maternă, 21-24 iunie, competențe digitale, 27-1 iulie, proba orală la limbi străine, sesiunea iunie-iulie 2016, proba scrisă la limba română pe 4 iulie, 5 iulie, proba scrisă la limba maternă, 6 iulie, proba obligatorie a profilului, 8 iulie, proba la alegerea profilului și 16 iulie, afișarea rezultatelor finale.